Nimeni nu îi poate face. Și chiar aștept scuzele unei persoane. Așa. A cui persoane? Nu mai contează. Accept scuzele. Așa. Le accept. Așa. Pentru că a spus că dacă era, făceam referire la el, își prezintă scuzele tot acolo pe Facebook. Nu e niciun fel de problemă. Eu n-am făcut referire niciodată. La meme Stoica te referi? Eu n-am făcut referire. E vorba de meme? Că ai capacitatea să fii direct. Evident că eu am avut o discuție și i-am explicat. Eu când am spus în felul următor. Gigi, după discuțiile mele cu Gigi, și am spus, sunt lucruri pe care ar trebui să mai asculți și pe cei de lângă. Aici te referi probabil meme Stoica, bargăseală? De meme. Ah, ok. Da? Meme este un om cu mare caracter, meme este om de fotbal și cunoaște fotbal, dar Gigi nu mai ascultă pe nimeni. Și, într-adevăr, când a fost acel incident cu scrisul pe gard, am avut mai multe discuții cu Gigi și i-am explicat. Mai ascultă și de cei din jur. Nu mă interesează. Eu fac ce cred eu și ce știu eu. Și atunci, nu e normal ca eu să nu mai mă supăr niciodată pe meme? Că nu, e legat de mâini, practic. Nu are ce să corect? Sau pe cineva din club? Sau pe antrenor? Sau pe cineva? E normal să nu mai mă supăr? Atâta timp cât e decizia lui și acum se știe clar cine decide, cum decide, pentru ce să mai fiu eu supărat pe Petrea? A, eu sunt supărat pe Petrea pentru că a acceptat să vină înapoi. Noi, de asta suntem supărați. Mă, dacă știi ce ai pățit în urmă, că tu, Petrea, luai campionatul. Deci Petrea, dacă era lăsat, dacă vă aduceți aminte, noi am terminat play-off-ul pe primul loc, da? Nu play-off-ul, sezonul regulat. Ați intrat în play-off de pe primul loc. Da. De acolo s-a pierdut campionatul. Da? Dacă Toni Petre era lăsat și știa ce a pățit la momentele respective, nu trebuia să mai accept să vii acum. Da. Că noi suporterii, am spus-o. Păi, de ce mai accepti? Dacă noi îl vrem pe Gigi, antrenor, ce rost mai are să mai... A, e Pintilie acolo, nu e o problemă. Pintilie este... la echipă, cunoaște orice jucător care vine, îi pregătește fizic, cu Neuberg, cu tot, își fac pregătirile oameni și listuța vine în ziua respectivă. Care... Și să revin, iartă-mă puțin, să revin, poate tot așa scris pe Facebook și ne prezentăm și scuzele, că nu am făcut referire și n-am spus atunci niciodată... Atunci a fost un pic ironic, a spus că scuzele se prezintă, nu se... Nu, este postarea de acum două zile. Ah, ok. E postarea de acum două zile pentru că eu n-am făcut referire la meme, că meme ar fi creat un conflict între Cheșeru și Gigi Becali. Da. Eu n-am spus lucrul ăsta niciodată, am discutat cu el, i-am spus-o că o fac public, că niciodată nu-l voi ataca pe meme. Dacă știu ceva, nu-l voi ataca. Îl voi suna pe el sau îi voi trimite mesaje și îi voi spune personal ce doleanțe am. În cazul în care nu mi se răspunde, le fac publice. Bun. Dar niciodată nu-l voi ataca pe meme. Relația ta în momentul de față cu Gigi Becali cum este? Pentru că în momentul în care i-au fost scrise anumite mesaje pe casă, te-a acuzat direct pe tine, a spus că este vina ta și că va merge la autorități. Ai avut probleme cu autoritățile în cauza lui Becali? Eu, sincer să fiu, eu am pus la dispoziție și acum două zile, așa. M-a sunat. Eu i-am spus că nu am ce probleme să am pentru că... A, deci relația e normală, vă sunați, vorbiți? Nu, m-a sunat din alte motive, că s-a luat această amendă și... Așa. Să vă certe. Nu, să mă certe, e mai greu să mai mă certe pe mine, Gigi. Așa. Și am spus în felul următor, da, este adevărat, am luat cea mai mare amendă din istorie, corect, mi-a cerut o chestie, nu mă interesează despre amendă și bani, că nu ar fi o problemă asta, numai că riscăm, și am fost de acord cu el, riscăm suspendarea a trei etape. Și noi nu cred că merităm acum să, de la etapa asta care suntem suspendați, la următoarea să urmeze trei etape și după aia să se piardă campionatul sau ceva de genul din cauza noastră. Și am stabilit împreună cu ceilalți lideri să oprim tot spectacolul de material pirotehnic până când nu se termină campionatul, pentru că noi avem nevoie să fim alături de echipă. Discuția asta am avut-o cu el, bine, mai multe, dar nu pot să vi le spun. Și referitor la conflictul cu Cheșeru, într-adevăr i-am spus, din punctul meu de vedere, este punctul meu de vedere și eu ca
spectator care văd și eu fotbalul de atâția zeci de ani pe stadion, cheșerul în teren dă foarte mare, foarte mare impuls acestor copii. A, interesant, deci voi Peluza îl susțineți pe cheșerul. Am spus-o și eu am declarat-o public, clar, noi, cheșerul va fi susținut de noi, pentru că cheșerul este și membru, și membru de onoare al Asociației Salva Steaua. Noi ne-am dorit foarte mult și cheșerul era la Ludogoreț și noi ne-am dorit foarte mult să vină cheșerul când vine în țară să joace la noi. El de foarte multe ori a făcut lucrul ăsta pentru noi suporteri și a declarat-o clar că a venit pentru suporteri în general. Și noi îl vom susține pe cheșerul indiferent de situație. Iar eu am și punctat lucrul ăsta că Gigi a avut o strategie, nici el, nici Demeter, să fie pe lista de rezervă cu Clinceni. Da. Era corect. Nu poți să-l pui pe cheșerul să joace cu Clinceni. Dă-le șansă acelor copii să fie în teren și a fost ok. Dar s-a creat acea discuție și... Maestre, ce șansă are FCSB în momentul de față la câștigarea titlului? Egale cu ale campioanei. Egale? Da, pentru că totuși ambele, în față CFR-ul. Da, numai că ambele echipe depind doar de ele, da, în acest moment. Și va fi întâlnirea directă. Și de aici cred că totul se va, sau mare parte va fi rezolvat între ele. Pe de altă parte am spus că șansele sunt egale, deși CFR are un avantaj în clasament, minim sau la limită, pentru că este absolut evident că aceste 5 etape care au mai rămas sunt mai grele teoretic. Sigur, orice se poate întâmpla. Dar teoretic, programul e mai greu pentru CFR Cluj decât pentru FCSB și dacă ar juca amândouă cel mai bun fotbal. Încă un atu pentru FCSB ar fi că 4 etape fără victorie sunt un diagnostic. Nu sunt doar un parcurs. Un parcurs este când ai câștigat de 3 ore, te-ai împiedicat odată, ăla e un parcurs. Când 4 etape, vezi cazul Rapid, 6 etape fără. Vezi cazul Universitatea Craiova cu 7 etape fără victorie și care ajunge de la candidată la titlu, la se obiectiv. Pentru play-off. De asta spun, e altă cadență la FCSB. Am ajuns la final, dar înainte de asta, Gigi, ultima întrebare, vreau să te întreb. Ce ar însemna pentru voi, pentru suporteri, să câștigați campionatul pe o pauză de 7 ani? 7 ani. 2014-2015, da? Așa. Cu antrenorul Gigi Becali, cum voi spuneți că este antrenorul Gigi Becali. Se dă fotbalul peste cap dacă ajunge patronul să antreneze până la titlu? Nu știu, eu așa din... Așa. Știi cum se spune? De, cum e la voi în presă, din sursele mele. Așa, așa. Interesul nostru este să luăm campionatul. Nu cred că cineva, și Gigi, chiar dacă spune el că, domne, știi, vânzare, mă interesează banii, mă interesează. Îl interesează și campionatul. Problema este că e ambiția lui, părerea mea, da, este ambiția lui să câștige el personal campionatul, patron, manager, antrenor. Ah, interesant. Este părerea mea, pur și simplu, asta este părerea mea. Noi în grupurile noastre care le avem pe grupul asociației, avem anumite grupuri de câteva mii de oameni, grupul membrilor asociației, grupul diasporei, deci sunt foarte multe grupuri. Și noi mai vorbim. Și eu, din sursele mele, cum ieși în presă, vorbim cu cineva, mi-a zis, bă, mustați, 100%. Ăsta este drumul lui Gigi. Gigi vrea să câștige campionatul pe ideea lui. Și ca patron și antrenor. Deci eu spun, Gigi, până nu câștigă asta, nu eu cred că nu se lasă.